Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, un pepene aș fi mâncat. E plin de pepeni. Pepenele vara e... Da. Bombă. Dacă nu mai dă cineva cep la pepene? N-am mai văzut. Da, mie mi se pare rușinos să-i cer omului să... Niciodată n-am făcut asta, dar pe vremuri se dădea cep. Mai dar n-am văzut niciodată dat retur pepene cu cep. Exact, că ți-e rușine de omul ăla. Păi da, adică n-am văzut să-l taie unul și să guste un cetățean să zică șefule el că nu, da, nu e ce trebuie. Mm-hmm. Dar nu m-am întâlnit. Voi cum alegeți pepeni? Păi eu mai bat în ea așa și... ca să că mă simt... Ca să parcă te pricepi. Da, sincer, mamă, am râs ultima oară când am, săptămâna trecută, am fost la supermarket să iau un pepene și era o doamnă, au ăștia la supermarket niște cutii mari, da, de carton așa și e foarte nevoie să scoți era... pepenele din ea. Vârâtă tot în cutie. Era băgată toată în cutie și se chinuia să ridice niște lubenițe de-astea pe la 8 kg, 10 kg așa și le ridica greu și bătea în ele... Nu e bună, punea la loc. Dar ei sunau toți la fel, adică am stat și eu, am urmărit-o cu atenție că eram curios, zic, poate știe vreo șmecherie. Păi știi. Și mă rog, până la urmă la lapă, nu? Eu știu pe aia cu codița să fie... Să fie ce? Să nu fie dreaptă, să fie într-o parte. Ok. Ce? Deci codița, dacă e perpendiculară pe pepene, da, înseamnă că pepenele nu s-a copt. Mi-a zis mie un pepenar... vânzător de pepeni de nobor. Pepenii ăsta înghesuit și acolo. Pepenele stă așa. Că e încă muguraș. Adică ascultă-mă. Pepenele stă. El crește într-o rână de la început. Trebuie să fie lipită de pepene, cum ar veni, că el, prin cade greutatea lui și nu știu ce, când e copt, cade de pe vrejul la zeang, face o fandare. Aha. Și codița aia se lipește de el, cumva. Aha. Știi? Și a doua șmecherie, tot de la asta învățată, să nu fie vrejul la uscat. Serios, codița, să nu fie uscat? Dacă codița e uscată, înseamnă că pepenele e recoltat de mult timp și aia s-a uscat. Și funcționează chestiile astea? Cât de cât așa și așa funcționează. Deci să fie verde și să fie lipită de el și să sune a ceva. Nu știu a ce, să sune. Fii atent. În ziarul de Iași, a intervievat un expert în horticultură, profesor universitar doctor, domnul Vasile Stoleru, prorector al Universității de Științele Vieții din Iași, care a dat explicații, care a spus cum se alege un pepene bun. Mă, deci trebuie să fii profesor universitar ca să știi lucrurile astea. Eu îl iau la noroc întotdeauna, asta e. Zice așa, domnul profesor, codița, dacă este proaspăt, codița trebuie să fie verde pe cât posibil, să aibă un oarecare luciu. Tu la luciu te uiți, mă, Luca? Nu, nu știu. 0728-3132, mesaje pe WhatsApp. Știe cineva un truc infailibil în afară de a da cep la pepene? Cum faci? Cineva... Băi, noi când ciocănim, vorba lui Luca, ne spune ceva, sună... Sună bidon cu apă. Bune, nu-mi dau seama. Eu am făcut mulți ani chestia asta. Și? Și am avut senzația foarte mulți ani că mă pricep. Da, și că alegeam până când sunetul ăla n-a mai dat roade. Da. Pata galbenă. Pata galbenă aia, care se formează pe coajă ne arată că este un pepene ajuns la maturitate. Zice, dar nu toți pepenii au pată galbenă. Pepenii galbeni n-au pată galbenă. Nu, 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 nici aia verzi. Adică sunt unii care au pată galbenă, aia verde închis. Uh-huh. Dar aia tărcați n-am văzut să aibă pată galbenă. Au pată albă. După care zice domn profesor, trebuie să aibă textură. Adică momentul în care îl atingem, trebuie să simțim că duce oarecum spre o zonă de fermitate. Cum adică? Asta nu știu. Da, aia cu pata galbenă o recunosc, că mă uitam și după aia și aveam senzația că stau mai mult sau stau suficient pe pământ și se coc. Era o, mă rog. Da. Cum faceți să alegeți un pepene bun? Am descoperit cea mai bună... La noi nu merge niciodată. Cea mai bună metodă de câțiva ani încoace și funcționează aproape de fiecare dată. Le dau, arăt cu degetul și zic ăla. Ăla, da. Asta este. Și funcționează. Nu-s din Ploiești, spune că cea mai bună metodă, da, e să verifici fundul pepenelui. Care e fundul pepenelui? Nu știu, asta zic. Cu cât e floarea mai mică, cu atât e mai copt. Care e floarea, care e fundul? Fundul e pata galbenă. 0728-3132, așteptăm mesajele. E capătul opus codiției. Despre cum să alegem pepenii. Pentru început să lămurim situația cu fundul pepenelui, este, da, cum spuneam, cum am anticipat, partea opusă codiției și zice că acolo a fost floarea. Aha. Iar acea... Ce rămâne? Buricul, da. Mă, buricul, așa, ăla trebuie să fie cât mai mic. Cât mai mic? Cât e mai mic, cu atât e mai bine. Ok, nu știam asta. Multe nu știam. Da. Aveam să aflăm.
play? Păi da. Play la mesaje? Gata, începem. Neața, băieți. Fata galbenă este cum stă așezat el pe pământ. Pe pământ, da. Cei care nu au înseamnă că stau în aer. Ca să alegi un pepene bun, îl prinzi în brațe, între mâini, îl aduci la piept și strângi de el. Strângi de el până când l-auzi pârind. L-asculti cu urechea și l-auzi pârind. Ei, ăla care pârâie înseamnă că e foarte copt. La pepenele negru, verde, la pepenele galben, apeși cu degetul pe codița lui. Cu cât este mai moale, cu atât este mai copt. Nicu, câmpul lung. Haide-mă. Da, mulțumim, mulțumim, Nicule, dar ce pepene, un pepene de la de 10 kg, îl iei în brațe, te plimbi cu el prin supermarket. Trebuie să duci cu halal la tine, că e și plin de pământ. Exact. Deci te faci ca porcul. Dar apropo de... Dar o merge, poate cine știe, poate că funcționează, habar n-am, n-am încercat niciodată. Apropo de sfatul cu pepenele galben, că trebuie să fie moale. În partea opusă codiței, la asta verde pare că e invers. Trebuie să fie tare. Ne scrie Dan din Sibiu, care spune așa, n-ai într-o descriere completă. Ca un pepene să fie bun, trebuie să aibă codiță verde. Dacă îl lovești ușor cu palma, trebuie să aibă un sunet de bidon cu apă. Asta am remarcat și noi când am lovit pepenii. Așa. Să vibreze puțin la lovire. Asta deja e o subtilitate. Să-l simți. Iar partea opusă codiței, la o apăsare ușoară, nu trebuie să fie moale, trebuie să fie la fel de fermă ca restul grăsanului. Descrie Plastic Dan din Sibiu. Și da, pata galbenă trebuie să fie undeva acolo, semn că a stat pe pământ. Mulțumim, Dan. Bună dimineața, Europa FM. Vă salut și mă bucur că ați abordat acest subiect. Eu sunt născut într-o zonă, nu vă place Buzău, dar asta e, într-o zonă de cult de la Buzău, unde se cultivă pepene. Îmi place foarte mult Buzău. Bunicul meu, că de la bunicul meu am învățat, m-a învățat un truc. Deci, în afară de ceea ce a spus voi, cu codița, cu pata galbenă, pepenele care este copt și este într-o stare foarte bună, trebuie să aibă un luciu, deci el nu trebuie să fie mat. Deci, și să simțiți când puneți mâna pe după pepene, să simțiți un luciu așa, că alunecă foarte, foarte bine mâna. Când simțiți că nu alunecă mâna bine și e zgrânțuros, pepenele acela e ori e trecut, ori nu mai e de calitate. Deci, în general, pepenele lucios este în starea lui cea mai bună și cea mai plăcută. Să știți. O zi bună vă doresc și... Mulțumim! Să știi că ne place Buzău foarte mult. Da, n-a venit nimic cu Buzău. Deci stai așa, deci până acum am învățat așa. Codiță verde, să aibă o pată galbenă, să fie unde era floarea să fie mai mic, da? Să vibreze ușor când îi dai o palmă. Cum ar fi un bidon cu apă, da? Așa. Și pârâie când îl strânge în brațe, mă rog, asta nu mai e așa. Și coaja să fie lucioasă, nu mată. Nu? Dar stați. Da, când e lucios e în starea lui cea mai bună. Așa. Asta a fost. Începem să avem probleme. Dacă zice verde codița, sunt șanse să nu fie suficient de dulce. Corect, scrie că cineva. Poate nu e copt. Iar Alexandru din Ploiești zice mai departe. Codița trebuie să fie mai uscată, nu verde. Dar nu chiar verde, verde clar. Pentru cei dungați, că sunt pepenia cu dungi, distanța dintre dungi trebuie să fie mai mare de două degete. Iar dungile întrerupte ne continue. Cum? Cum? Eu cred că am generat deja probleme la standurile cu pepeni. Deci, să fie dungile spectacol. Nu trebuie să fie continue. Da. Trebuie să fie întrerupte. Deja. Da? Și să nu... O principiu că el și crește... distanța dintre ele să fie mai mare de două degete pe diametru maxim. E ca și cum ai pune tu, de exemplu, un tricou slim fit în dungi pe tine. Da. Și tu, adică ar fi dungile clar să fie distanță mare între ele, că s-ar întinde tricou, înțelegi? Asta e. Și întrerupte. Și ușor întrerupte vergeturi. De la presiune. Da. Bă, tot felul de rămâi mut. Bună dimineața, Petronela din Iași sunt. Să vă zic cum aleg eu pepenii. În primul rând, ca să poți să ajungi în cutia aia în care doamna nu ajungea, mergi la cumpărături cu soțul, care soț nu știe să aleagă pepenii, dar ci că știe soția. Deci, se pune soțul să ridice un pepene care trebuie să aibă pata aia galbenă, codița să fie, să se vadă că e proaspătă, nu că e uscată, și se ciocănește. Nu aș putea să vă explic cum trebuie să sune.
dar eu știu cum trebuie să sune și nu prea dau greș. Asta e bun. Adică nu dau greș deloc. E un simț. O zi bună. Aici ne-a ajutat și... foarte mult. Trebuie să sune într-un fel, nu pot să vă explic cum, dar trebuie să sune. Ocazie cu care soțul face și mușchi. Am... Îl iei și îl folosești. Nu, drept... soțul cred că o strânge pe doamna în brațe. Motostivuitor. Nu... Am primit explicații inclusiv despre aluzia cu Buzău. Da. Gluma cu gluma. Mă rog, ce zicea ascultătorul, nu ne place Buzău, era aluzie la domnul Ciolacu. Ah, ok. Așa, și acum ni se cer sfaturi despre alegerea unui pomelo. Pomelo? Pomelo, știi fructul pomelo? Adică am depășit-o asta cu pepeni. Cineva ne roagă dacă știm să răspunem și cum se aleg pomelo. Te duci, noi, Olic, avem subiect mâine. Ei plece acasă cu el și asta e viața. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.